Spuneați de pace. Pace unde? În Rusia? În Ucraina? Da. Adică credeți că se poate întâmpla da, asta? Da, dacă ajungem la ăla, declarația comună asta anunță. Ala care l-a sesizat și Bogdan. A, la Zelenski și la întâlnirea dacă între... Dacă noi vom fi de deschidere pentru toate mărfurile. Că zici cu toate mărfurile, că înseamnă că el renunță la porturile de la mare. Haideți să le citim oamenilor ca să înțeleagă despre ce e vorba. Că ăla-i semnalul. Da. Vor fi vești bune în ceea ce privește artileria și apărarea aeriană. Vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Sunt sigur că toată lumea din România știe ce amenințare teribilă la adresa... Nu asta era. Declarație comună Iohannis Zelenski. Declarația comună Iohannis Zelenski a salutat faptul că în curând va fi deschisă o nouă rută feroviară pentru tranzitul cerelor din Ucraina, care să o conecteze cu porturile din România. Aceștia au salutat disponibilitatea României de a spori potențialul de export pentru produsele originare din Ucraina. Deci nu e vorba doar despre grâu, cereale și așa mai departe. Omenirea va fi în flăcări și Iohannis și cu Ciolacu și cu Grindeanu. Da? Vor stinge incendiu. Nu. Ei se vor ocupa tot de Ucraina. Dacă citești declarația asta comună, ea este irresponsabilă. E o declarație comună... Stai că ajungem, mai am un pic cu... O am aici, mai avem e evenimentul cel mai important ăsta acolo, n-ai cum, nu... Bun. E bombă cu un nuclear acolo. Mai am o informație care e foarte importantă. Uite, tot pe Impolitics. Netanyahu riscă acuzația de crimă de război. Asediul Gazei e strict interzis de Convenția de la Geneva. Și e dar nu poți să le tai, nu, dar nici nu poți să le tai gazul și ăla se moară. Hai să te vedem la vizita lui Zelenski. De ce? O catastrofă. Așa. În primul rând, o catastrofă pentru noi, pentru că în momentul în care... Nu stai mai răzut, vorbesc eu. Nu, că a venit un, a venit un oaspete străin, da? Da. Și s-a dat o declarație comună, da? Normal. Om aici. Din cele 21 de puncte... Da. Numai 4 se referă la interesele comune. Restul transformă România într-o cameră din dos, într-o cămară, într-o, cum să spun, în curtea din dos a Ucrainei. Nu poți să faci încă o dată. El, cel care vorbea, care a semnat acea declarație, Claus Iohannis, cred că era cu aia care se agita. Pentru că în momentul... Cu Odobeasca. Da. Păi nu, din această declarație comună rezultă următoare. Statul român s-a înființat ca să ajute Ucraina. Nu există așa ceva. Adică când fac o declarație comună și la Ucraina e un stat. Și atunci fac o declarație în care vorbesc și de interese comune. Vom construi o fabrică de apă plată împreună. Vom face... Nu. În declarația asta comună sunt angajamente ale statului român. Făcute de unul numit Claus Iohannis, din care rezultă că vom semna un parteneriat strategic. Da. Și știi care? Parteneriat strategic este unul pe vreo 100 de ani. Deci noi 100 de ani nu vom face altceva decât vom fi tranzit pentru Ucraina. Nu se poate mare. Nu există așa ceva între două state. Suntem două state. Și ăla trebuie să ofere ceva. Eu nu înțeleg că vrea să ajungă la Uniunea Europeană ca să scape nevastă de pușcărie. Dar nu se poate așa ceva. Une Dumnezeu este PSD-ul. Vorbesc serios. PSD-ul, dar un... Mă, una, domnul Marescu, că una este ajutorul. Nu poți să transform România, scopul existenței acestei națiuni în teritoriu, să ajute Ucraina. Sunt de acord, ce vă certați păi cu mine? Nu, m-am enervat. Mă luați cu domnul Marescu. Pentru că bine, de domnul Cristoiu. Nu am glumit. Domne, dar e ceva aici, ia zi, care mi se pare extraordinar. Apropo de alea patru în favoarea noastră. A însărcinat guvernele să rezolve fără întârziere problema distinției artificiale între limba română și limba moldovenească, ținând seama de toate aspectele juridice. Este o chestie atât de... Păi de ce guvernele? Da, nu, e o chestie ambiguă. Păi pe mine nu mă interesează să rezolve asta. Pe mine mă interesează ca românii din Ucraina, minoritatea românii, așa românați, să aibă parte de toate drepturile, să învețe în limba română, să aibă... Că dacă păi nu, dar nu e prevăzut asta. Nu numai atâta. Dacă împăratul, că el a venit ca un împărat, a venit și el pe aici, în sfârșit, când oricum... Da, ultimii pe listă România, așa. Da.
veneai și spuneai că am rezolvat problema. Mă, nu, bineînțeles omul, că da, după domnul... tot ce a făcut România. Păi nu, spune domnule, între timp s-a rezolvat și problema asta, da? Și ei nu vor rezolva în veci toată această escrocherie că se va cu minoritatea, că mai încă unul. Nu are cum rezolva, pentru că nu poți să faci în Ucraina o lege care să spună minoritățile, maghiară, rusă și ăla, vor fi hăituite și cea română nu. A remarcat importanța unei cooperări eficiente în vederea asigurării drepturilor persoanelor aparținând minorității naționale ucrainene din România. Parcă s-a pus păi spune... păi șmecheria este că partea ucraineană consideră că există o parte ucraineană serioasă. Păi nu e același lucru. Bineînțeles că nu. Vorba de număr, școli și așa mai departe. Și ale persoanelor aparținând minorității naționale române din Ucraina, inclusiv prin dezvoltarea cadrului juridic bilateral, da, prin primul de o lege care nu îi lasă pe românii de acolo să învețe în limba română și să folosească limba română. O lege promulgată de Zelenski. Da. Marius, pot să pun o întrebare? Da, vă rog. De bun simț? Da. Minoritatea română din Bucovina de Nord are un Cernăuț, morminte și tradiții, da? Da. Și Pănuști, zi unul, Eminescu, da? Da. Și are minoritatea ucraineană. Are un Cernăuț? Păi nu ca să poți să vorbesc de reciprocitate. Are la noi, noi am cucerit un teritoriu de la ei, să spui, bă, l-am cucerit și, cum o să spunem, nu știu, nu e covarnă în Harghita. Ei nu se pot confunda cu minoritatea maghiară, care are tot. Și în momentul în care spui că va fi reciprocitate, e o prostie, pentru că minoritatea ucraineană, spuneți-mi și mie, în afară de faptul, nu, tradiții. În primul rând că beneficiază și în al doilea rând, acolo e o mare problemă a monumentelor noastre care sunt românești. Arătați-mi și mie un monument de istoria Ucrainei de pe teritoriul României. Sunt ținutul românești. Te întrebăm cu asta. De pe teritoriul României un monument la care să mă închin eu, ucrainean. Altă întrebare. Zelenski recunoaște că România a ajutat Ucraina. Nu știam. Dar avea mai mult, puteți să ne oferiți mai mult... Mai multe voi decizi. Păi normal că el a venit să ne ceară. De fapt, nu oferă nimic la schimb. De ce credeți că n-a vorbit Zelenski în Parlamentul României, cele două camere unite? Sau n-a fost vorba niciodată? N-a fost vorba, a fost vorba de zlugărnicia lui Ciucă și a lui Simonis, care e o nuță. Nicăieri nu a fost vorba de a vorbi. Deci jur, nu are cum. Nu că, sigur că a fost, au făcut-o pe... și o șoacă cu 8%. Nu, este cunoscută a zlugărnicie în care a zis hai să ne pregătim că poate vorbește. Dacă, adică, nu știu, mă arăstu, când primești în vizită un domn, tu nu e cazul că tu ești domn, și zice, bă, vine domnul ăla și, bă, hai să cumpărăm și whisky, că poate bea. Și ăla nu bea, că... Și ăla nu bea și, de fapt, el nu bea whisky niciodată, da. Știri pe surse.ro. Volodymyr Zelenski s-a dezlănțuit la adresa contestatarilor din România. Nu înțeleg ce vorbesc. Haide că aici v-am prins. Atât a zis. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelenski spune că cei care le contestă și nu susțin Ucraina în războiul dintre țara sa și Rusia, nu înțeleg despre ce vorbesc. Nu. Bine, deci știam că nu înțelegeți. Zelenski spune că unii oameni nu apreciază beneficiile de a fi NATO sau UE. Oamenii pot vota orice, sunt liberi, asta e frumusețea democrației. E puțin ciudat că atunci când îți doresc să fii în UE, să vezi că unii oameni susțin narativa Rusiei. Ori susții Rusia, ori susții Ucraina. Nu există altă opțiune. O prostie, nu e adevărat. Eu susțin, pot să spun exemplul ăla, să-ți fac o paranteză, da? Da. Era în perioada războiului, nu te-am mai povestit-o, războiului civil din Rusia, erau albi cu roșii. Și era o fracțiune din asta literară care se numea Călugărul, nu știu care, Sovoliov, am un lapsus, da? Și când erau întrebați, bă, sunteți cu albi? Spunea, nu, noi suntem cu Călugărul. Așa zic, eu nu sunt nici cu Rusia, nici cu Ucraina. Sunt cu Anescola, cu Mănăstirea Vărate. Nu poți să fii în UE, zice Zelenski, sau în NATO, să ai racheta F-16 pe care nu le-ai produs tu. Acești oameni nu știu să aprecieze lucrurile pe care le-au primit. Noi nu suntem în NATO, în UE, Rusia ne-a atacat pentru că nu suntem în UE. Ce pot să le spun? Le doresc pace, nu război. Ei nu înțeleg ce vorbesc, ce spun, ce înseamnă să pierzi un copil.
în război o singură misiune, să rămâi în viață, a declarat Zelenski la un interviu cu presa din România. A, i-a zis lui Prelepceanu? Nu știu unde, că nu citează aici, nu spune care, ce și cum. Și reacția lui Gâdea a fost, a început să plângă. Știu, domnule, lăsați foștii colegi în pace, dumneavoastră îi atacați așa la modul. Mihai Gâdea nu-i coleg cu mine. Ce, Radu Tudor a pus întrebarea asta sau ce? Nu știu cine a pus-o. Cine plânge, Radu Tudor, am înțeles. Nu știu dacă ați aflat. Bun. Într-adevăr, am citit și eu declarația comună a președintelui României, Klaus Iohannis, și a președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski. Și despre România e vorba în cele două puncte. Nu despre interesele comune a celor două țări. Da. Nu poți să faci o declarație comună în care 99% sunt obligații ale României noastre, față de Ucraina. Nu, ale noastre față de statul care vine. Bun, și dumneavoastră întrebați unde e PSD-ul? Păi unde a fost și până acum? Dar PNL unde e? Nu mă interesează PNL-ul, Marescu. Nu mă interesează nici PNL. Dom'le, dar AUR unde e? Nu mă interesează PSD-ul pentru că el este partidul impostor, punct. Pentru că trage pe sfoară acest popor dându-se drept suveranist și el este cioară vopsită. Asta mă enervează. Nu mă enervează. Și partidul din coaliția antifascistă? Da, nu încă o dată. Păi nu mă interesează PNL. Nici USR, da? Ei îi știu. Faptul că Ciolacu profită de o anumită tradiție acestui partid, de mai pe interesele naționale, întotdeauna a fost și de fapt el nu are nicio legătură cu interesul național, acest partid condus de ei, de ei o tripletă, el, Grindeanu și Simonis, cum să zic, nu mă interesează, asta este mai grav. Păi asta e grav, că ar putea să spună, da, domnule, noi suntem un nou USR, da? Bine, gata, așa știu. Bruxelizat tot. Haideți să facem un exercițiu. Facem. Ce întrebări ați fi pus? Două întrebări pe care le-ați fi pus lui Zelenski. Păi prima întrebare era, după ce cucerește Donbasul și Crimea, ce face cu rușii de acolo? Ce face? Că am înțeles că e în pușcă, că în niciun moment el până acum el n-a vorbit și a zis, bă, noi cucerim, o să vă dăm drepturi cu tare, cu tare. Nu. E ca și Netanyahu, a zis că e în pușcă. Și a doua chestiune este dacă el crede că ce se întâmplă în Orientul Apropiat nu îl va împinge pe el în uitare. Da, bună întrebare. Amândouă sunt bune. Și ceilalți ce l-au întrebat, gării? Plângeau? Nu știu, domnule, ce l-au întrebat. Mare sunt atât aici. Bun, dar avem o mică problemă cu Ucraina. Care? Pentru că s-a vorbit că armamentul pe care îl are Hamas vine din armamentul occidental. A, uite, asta era. Eu recunoscut. A treia întrebare v-am... Da. Păi, spune-mi imediat, dar nu mă lăsa să formulez întrebarea. Că eu sunt invitat. Eu sunt... Păi, întrebarea este... S-a vorbit, există informații, conform cărora armamentul folosit de organizația Hamas, teroristă, că au acționat terorist acolo, ar fi armament occidental care a fost livrat Ucrainei. Nu s-a vorbit. S-a recunoscut de Ucraina. Și Ucraina a venit și a spus, în secunda a doua, că armamentul... Că este armament occidental care a ajuns în Ucraina, dar care a fost capturat de ruși. Și l-au trimis acolo. Și toată lumea așteaptă răspuns la întrebarea asta, dacă acest armament occidental a fost luat de mafie, da, și vândut de mafie. Și dat